No, deci am ajuns la concluzia că ce nu-mi place deloc la Attack on Titan și asta e, trebuie să fac o dezvoluire, nu-mi place deloc. Cea mai mare bilă neagră care devine insuportabilă este că se termină episoadele foarte repede, 15 minute, nu știu, maxim, nu cred că au 20 de minute și după aceea trebuie să așteptăm 7 zile. Este tortură, dar altfel e genial. E genial cel puțin pentru un aspect. Atenție, spoilere pentru ultimele 3 episoade despre care n-am vorbit încă. Attack on Titan este genial, din mai multe motive, și am vorbit ce-mi place și ce mișto e și nu știu ce. Dar evoluția personajelor și faptul că am ajuns la concluzia și anime-ul a ajuns la concluzia și ne-a arătat, ne-a deschis ochii multora, cred, sper, nu există personaje negative, există oameni neînțeleși, există oameni care nu înțeleg, există oameni ignoranți, există oameni inculți, poate, sau există oameni spălați pe creier, manipulați, care când descoperă adevărul, sunt în stare să realizeze, știi, să-și realizeze greșelile, să își ceară scuze măcar, să devină alți oameni sau să realizeze, mă rog, așa. Și unii, da, cum s-a spus în The Dark Knight, unii oameni sunt pur și simplu răi și vor să vadă lumea arzând. Ideea este că Attack on Titan acum mă face să țin cu personajele pe care le-am urât foarte mult timp până acum. Avem titani care lucrează împreună, titani de la începutul, adică soldați, titanii soldați trimiși de Marley, Annie, da? Împreună cu oameni din Marley, General McGath, împreună cu personajele principale, Eldienii, Mikasa, Armin, lucrează împreună. Acolo suntem acum. Și personajul negativ e Flock principal, care nu e teoretic neapărat personaj negativ. What? E acum pentru că crede în ceva care, ok, nu e într-adevăr, nu e corect, nu este genocid, nu poți să fii ok cu genocidul, știi? Da, ok, acum am ajuns acolo, dar personajele celelalte, cele mai negative și urâte personaje de până acum, au recunoscut că au greșit, că nu știu ce, au ajuns la... Nu doar că lucrează împreună, nu doar faptul că Attack on Titan ne-a adus pe noi ca privitori, am fost într-un carusel de twisturi, de întorsături de 180 de grade, care nu au fost rele, nu au fost gen venite de nicăieri și chestii de genul ăsta, nu, a fost o evoluție foarte mișto, exact ca un carusel, știi? Și nu doar asta, dar personajele în sine s-au întors 180 de grade. Nu prea am văzut chestia asta în anime, filme, seriale, oi mai fi văzut, nu știu, nu la nivelul ăsta, adică să-l vezi pe generalul ăla măcar că se apleacă și că realizează și că niciodată nu a fost făcut chestia asta în ceva SF, într-un film, desen, anime, serial, orice, de orice gen. Nu prea am văzut personajele să facă o întorsătură de 180 de grade spre bine, știi? Nu bine și nu la modul, am omorât o groază de oameni și sunt cel mai de căcat om și acum sunt ok și toată lumea e gen, e ok cu asta. Nu, normal că nu așa, dar n-am prea văzut chestia asta datorită situației și pentru că le-au fost deschiși ochii, știi, genial momentul în care ne aflăm acum în Attack on Titan, cel puțin în aspectul ăsta de construcția personajelor și a acțiunii. Ok, au mai fost filme, au mai fost și seriale în care au realizat la sfârșit personajul negativ principal, a realizat la sfârșit că a fost manipulat sau că ce făcea e greșit pentru că, nu știu, ori are o boală mentală, ori la fel, a crezut în ceva ce, mă rog, a fost învățat de mic, poate ceva și bla 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 și, mă rog, am înțeles. Au mai fost chestii din astea, știi, și renunță în ultima secundă și nu știu ce. Da, dar nu...
probabil datorită numărului de episoade și poveștii foarte atent construite din Attack on Titan și multitudinea de personaje și întorsăturile și dezvăluirile și nu știu ce, a făcut că Attack on Titan în momentul ăsta să fie foarte, să fie, să aibă foarte multe straturi, să fie, să aibă un impact din ăsta destul de dur și emoționant, adică faptul că Armin și cu Connie își omoară prietenii și sunt gen... Da, ăla-i zice, suntem prieteni, de ce faci asta, suntem prieteni? Și Connie e gen, da, suntem prieteni, sau credeam că suntem prieteni. Și Connie e gen, da, suntem prieteni, dar trebuie să te opresc ca să nu moară jumătate, sau 99% din populația lumii. Trebuie să te omor. Wow, deci... Powerful stuff, man. Păcat că nu prea i-am văzut pe soldații aia interacționând prea mult cu Armin, cu Connie, cu... Adică, ok, au zis în episodul ăsta că îi știu de când erau în școală, de când erau cadeți, nu știu ce, dar nu prea i-am văzut. Dacă era un moment mai emoționant, dacă era ce, nu știu, Armin să se lupte cu Connie, să-l pună pe Connie în tabăra aia cumva, să se ajungă acolo și să fie Armin... cu Connie să-l omoare, știi? Atunci era, vai de capul meu, sau Jean cu Sasha, sau cu oricare combinație, nu mai contează. Dar indiferent, pur și simplu, situația în sine a fost foarte, foarte fucked up și dramatică. Da, deci abia aștept să văd ce se întâmplă în continuare, dar la modul nu mai suport să dureze atât de puțin episoadele. E tortură. Înțeleg de ce ne hrănesc cu lingurița, adică nu mă deranjează faptul că au construit foarte bine așa personajele și e ritmul ăsta mai lent și nu știu ce, doar că dacă împarți o chestie care trebuie făcută, o împarți în câte 15 minute și ea durează o oră, alea 15 minute cu 7 zile între, nu se poate, este groaznic. Da, foarte mișto în momentul cu Annie și Reiner care se transformă și se luptă cu soldații lui Flock și Mikasa și Armin cu Connie și foarte, foarte tare. A fost așa un... În sfârșit, știi, după ultimele câteva episoade care oricum au fost mișto construcția, încă o dată nu mă deranjează, deci a fost gen... Oh, știi? Și se termină tot prea repede. Da. Deci, părerile voastre, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, cum e. Știu că acum poate sunteți un pic supărați și voi că a mers atât de lent și ne-au arătat atât de puține, nu știu ce. Nu vreau să știu de la cei care au citit manga și au auzit teorii, ok. Bine, părerile voastre, ceilalți, și puneți spoilere dacă vreți să vorbiți și cei cu manga între voi, nu știu, vedeți voi cum faceți să nu ne dați spoilere. Vizionare foarte plăcută până la episodul următor sau când va fi ceva mai, știi, de vorbit așa, oricum clar la sfârșit facem. Și dacă e un episod din ăsta mișto, ar trebui să chiar să n-am timp deloc să nu pot să vorbesc despre el. Deci vizionare foarte plăcută în continuare, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut. Pupa, da pa, clopoțel, da pa.